În această lecție vă voi arăta cum puteți să efectuați un transfer la furnizor sau la un magazin de rețea apropie cu ajutorul terminalului mobil, direct de pe sală sau din depozitul de marfuri. Mă apropii din nou de dumneavoastră pentru a vă arăta ceea ce fac eu pe terminal. Da? Va trebui să intrăm în meniul operații. De data aceasta intrăm pe operația transfer marfă și vom selecta ce tip de transfer facem, către furnizor sau către magazin. Eu am selectat din listă un transfer către furnizor. Indiferent că aș fi selectat către magazine, va trebui de asemenea să fac filtrarea în partea de sus, introducând cel puțin 3 caractere ale furnizorului sau ale magazinului către care doresc să trimit marfa. Haideți să identific și eu aici tastele, imediat. O să bag cele 3 caractere test, ale furnizorului definit test, în regulă, după care voi da filtrează. Selectăm din listă furnizorul, după care vom da deschide. Perfect. În momentul acesta putem, ca și în cadrul unei recepții, să mergem la raft să scanăm produsele pe care dorim să le trimitem. Eu o să scanez de asemenea 3 produse. După scanare, ca și la recepție, trebuie să introducem cantitatea, să confirmăm cu tasta Enter. În regulă. Am scanat 30 de produse. Mă verific încă o dată vizual cantitatea pe care urmează să o transmit către furnizorul respectiv sau către magazinul meu din rețea, după care va trebui să apăs pe închide transfer. Bineînțeles, va trebui să confirm această operație cu Yes și voi primi notificare că a fost închis transferul. Mai departe, o să mergem în interfața de program Smart Cash Shop și o să vă arăt cum se preiau datele de la terminal pe operația de transfer. Acum vom face preluarea fișierului cules cu terminalul mobil pentru transfer la furnizor în aplicația de gestiune Smart Cash Shop. Pentru aceasta este necesar să intrăm în meniul operații, transfer la furnizor. În cazul în care am fi avut un transfer la magazinul rețea, vom fi selectat cealaltă opțiune, transfer la magazinul rețea. Vom da pe transfer nou. Din lista aceasta selectăm prin filtrare furnizorul către care am făcut transferul. În cazul de față am jonglat pe test SRL. Bineînțeles, va trebui să introducem, în cazul în care avem acest document obligatoriu, datele facturii de storno, numărul facturii, data facturii și, bineînțeles, valorile aferente, valoarea fără TVA a facturii, cât și valoarea cu TVA, cât și TVA-ul, de fapt, al facturii, pentru că vom avea în partea de jos calculul total tot cu TVA pentru verificare. După care vom da OK și, la fel ca la recepție, mergem pe Import Mobility. Din această listă vom selecta, în cazul în care avem mai multe documente, documentul care ne interesează pe noi, respectiv transferul numărul 2. Vom da Import Listă și, în momentul de față, avem importate toate acele articole colectate cu terminalul mobil. Mai departe, va trebui să luăm fiecare produs în parte și să confirmăm sau să edităm valorile storno ale fiecărui produs. Putem să ne folosim de funcția ultimul preț de achiziție pentru a se prelua ultima valoare, în cazul în care aceasta corespunde cu valoarea de pe documentul pe care dumneavoastră îl aveți. Iar la final, după ce ne verificăm și vedem dacă valorile corespund, în cazul de față observăm că este o mică diferență. Aici am greșit eu valoarea și am scris 37,12 în loc de 37,20. TVA-ul fiind corect, dacă observați, 93,93. În momentul în care avem confirmarea că totul este în regulă, vom proceda la închiderea transferului, confirmăm operația și vom tipări avizul de însoțire a mărfii, completând, bineînțeles, datele delegatului care va merge cu marfa la furnizor. Ultimul pas este emiterea și tipărirea aviz selectat, după care putem considera operația de transfer închisă.